Zeci de severineni care locuiesc la bloc s-au plâns de faptul că plătesc foarte mult pentru energia termică. Cei mai mulți dintre ei au repartitoare de costuri și ar vrea să renunțe la ele. Păi stau în frig și plătesc foarte mult. Cam cât ați plătit? O medie în 2011? Pe toată, nu numai pe căldură, da? Pe căldură doar, că a venit citirea individual. 2 milioane și ceva. Numai căldura. Cât ați plătit în medie în această iarnă? 2 milioane. Am plătit pe lunile astea. Numai căldura. Acum locatarii pot renunța la repartitoarele de costuri chiar dacă nu toți vecinii sunt de acord. Dacă doi pescari rămân care nu vrea să renunțe la repartitoare, rămân acei doi și cititul și consumul se face tot de firma respectivă, cu atât că nu mai plătesc ca 12% și rămâne să le ia cheltuieli comune, deci rămân să le ia cheltuieli comune 10-20 cât o stabili. Cei care doresc să renunțe la repartitoare o pot face într-un mod foarte simplu. În primul și în primul rând trebuie să completeze o cerere pe care o vor obține de la firma de repartitoare. Lângă aceasta trebuie să pună contractul individual semnat în urmă cu câțiva ani cu acea firmă și o copie după buletin. Partea proastă este însă că se vor pierde banii cheltuiți pe investiție. Fiecare cetățean, pentru că sunt apartamente proprietate privată al omului, al cetățeanului, se poate duce la cele două societăți care au montat aceste calorimetre, printr-o simplă cerere, renunță și atâta tot. Foarte simplu. Simplă cerere de renunțare și atâta tot. Nu decide pentru el nici administratorul, nu decide nici președintele asociației, nu decide nici comitetul executiv. Pentru apartamentul lui, proprietate personală, nu decide decât el. În plus, locatarii în curând își vor putea plăti facturile de energie termică la casieriile Romag Termo. Din luna octombrie vor fi deschise 8 ghișee la Drobeta Turnu Severin.